Hai, salut fraților! Ce mai ziceți? Fraților, acesta este primul Q&A de pe acest canal de YouTube. Mam! Vreau să vă anunț că în această vacanță voi încerca să postez mai des. Sper. Sper să reușesc. În primul rând, m-ați omorât cu întrebarea dacă am prietenă. Da, am prietenă. Am. Asta e prietena mea. O vedeți? Un Canon EOS 700D, un obiectiv frumos aici așa de 18-55, dar da, asta l-am primit acum, o să-mi iau și un obiectiv wide. Deci da, e dotată prietena mea, chiar e frumoasă. Nu, nu e frumoasă, iau, da, Tsuko, Tsuko, tata, Tsuko. Da, să o punem în loc. Adică, serios, v-ați uitat la fața mea? What the fuck? Eu prietena. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ok, haide să trecem la celelalte întrebări, că alea cu ai prietena. V-am spus, Canon 700D, obiectiv frumos. Ok. Primul comentariu vine de la canalul lui Ricardo, care spune: gata, gata, știu. Bun, și are mai multe întrebări. Prima întrebare: câți ani ai? Am 16 ani, deci și asta cu câți ani am au fost chiar frecvent, așa că da, 16 ani. Ai prietenă? Dacă nu ai, ar trebui, pentru că e super tare. Bă, de super tare, personalitate, ok, dar față, da, se mai uită și la fața altele, știi? Asta e. O să faci gaming? Bă, m-am gândit, dar momentan nu știu, adică s-ar putea să-l conving pe Vărmiu să se apuce de YouTube și dacă o să se apuce el de YouTube, o să mă găsiți pe canalul lui. Nu știu, mai un joc, mai o chestie, vedem. Vă anunț eu dacă e ceva. O să faci daily vlog? Bă, frate, mersi că ai pus întrebarea asta, deci chiar am vrut o întrebare de genul. Da, o să fac daily vlog. M-am gândit să fac în vacanța asta niște daily vloguri, să vedem cum prind și dacă vă plac, din vară o să încercăm să facem aproximativ toată vara. Bine, cu mici pauze, dar o să încercăm să facem toată vara daily vlog. Sper să vă placă. Ce vei face la suma de 5.000 de abonați? Bă, sincer, nu știu, nu m-am gândit, dar până acolo mai e mult de muncă. Adică am ajuns la 1.000, mai avem încă 4.000 până la 5.000, așa că, da, mai avem. Băleanu David, sper că nu ți-am pronunțat greșit numele. Dacă ai face 1.000 de abonați peste noapte, cum ai reacționa? Așa. What the fuck? Cici? Un mil... What the f... Bă! Rareș Pinosanu spune: bravo boss, felicitări pentru 1K subs. Mersi, frate. Am o întrebare. Câți ani ai și cum ai reacționa dacă l-ai luat pe PewDiePie? La câți ani am mai răspuns? Am 16 ani. Și cum aș reacționa dacă l-aș lua pe PewDiePie? Băieți sub tensiune, de ce te uiți la Mia Khalifa? Pus, nu ai cum să mă minți pentru că eu te spionez prin camera ta web. Sunt mai ceva ca agent 007. What the fuck? Dacă ai putea să scoți cei 10 dolari din YouTube, ce ai face cu ei? Ți-am zis că te spionez. Bă, am câștigat 6 până acum. Dar cu aia 6 dolari, sincer, mi-aș cumpăra hârtie igienică. Flaca Sebastian are 3 întrebări. Prima întrebare este: cum o să se numească comunitatea ta? Comunitatea mea se numește Armata. Voi sunteți soldăței și comunitatea noastră este Armata. A doua întrebare: Codrin Bradea sau Tequila?
investiment. Nu, glumesc, Codrin Bradea. Și a treia întrebare, dacă da, de ce nu? Păi dacă nu, de ce da? Pink Panther spune, când ai auzit prima dată de se? Ce e ăla? Natis Vlogs spune, ce ai face dacă nu s-ar mai da teme la școală? Bă, sincer, n-aș face nimic pentru că nici acum nu fac temele. Ice M.O. spune, dacă ai fi Trump pentru o zi, ce ai face? M-aș da jos. Ninja 2000 spune, îmi dai și mie sabia aia după ce o găsești, am gânduri pașnice. Gânduri pașnice, adică să-mi furi mie contul de YouTube sau ce? Păruțu Spifiro spune, cum te simți că ai făcut 1000 de abonați? Hashtag respect 2.d. Bă, frate, mă simt super, super șmecher, adică e super șmecher, știți, să vezi acolo, 1000 de abonați. Oleu, fenul, fen. Max Philip spune, are iară două întrebări, și spune, Jack Daniels sau vodka? Apă plat. Sprite sau Fanta? Cola. Gabi Vlad spune, mai cari bolțari, dar cum? Mai ai văzut după mușchi, a? Nicolas Nezezon, ce nume ai, frate? Ai mâncat ceva stricat? Bă, eu nu știu, dar știu că tu ai mâncat semnul întrebării. Lucian Arisanu spune, ce ai preferat dintre pizza și ciorbă? Ciorbă, logic. Alex Ionuț întreabă, de ce trece timpul așa de greu când îți dorești ceva și când nu îți dorești, trece repede? O să-ți răspund la întrebare când o să-mi răspunzi tu la întrebarea, de ce trece timpul așa de greu în ora de matematică? Sau în general la școală. Addicted 9212 spune, în ce clasă ești și dacă ești la liceu, la ce profil? Bă, frate, ai ghicit chestia cu liceul. Sunt la liceu în clasa a 9-a, la profilul științe bilingue franceză. Blue Panther întreabă, din ce motiv te-ai apucat de YouTube? Păi, motivul principal, acum trebuie să recunosc, este pentru că se fac foarte mulți bani din YouTube și am vrut să câștig și eu pâinea din, știi, din chestia asta. Și da, deci eu chiar câștig foarte mulți bani din YouTube, trebuie să recunosc. Asta e nou acum. Deci se câștigă bine, dacă vrei poți să te apuci și tu. Na. Deci o să fii bogat, efectiv, uite, deci avem S7, Canon 700D, care, na, sunt scumpe, știi? Denisa Galu întreabă, câți ani am? 16. Ai iubită? Ești drăguț. Eu drăguț cu fața asta. Serios? 3 șmecheri mari întreabă, ai crezut că vei fi ales la B-Romanian's Next Big Vlogger? Păi n-am fost ales. Și da, aveam o, știi, bă, poate mă alege așa. La început. După care au mai apărut alții și am fost ceva de genul, aoleu, nu mai am șanse, știi? Și cam asta a fost, adică n-am avut șanse, asta a fost. Aia. Ultimul comentariu vine de la Ghost HD care întreabă, ce ai alege dintre 10.000 de abonați și un setup scump? Bă, frate, ai noroc, adică chiar acum ți-am văzut întrebarea și mi-a plăcut și am zis că o pun. Și ca răspuns la întrebare, sincer, 10.000 de abonați, pentru că un setup scump, nu știu cu ce m-ar ajuta, adică numai la, gen la jocuri și la chestii, dar cum fac chestia asta și nu prea mai am timp de jocuri, da, eu zic că mai bine 10.000 de abonați, e mult mai ok. Și cu setup-ul mă descurc eu, da. A, să fie bun și asta. E bun și asta. Un calculator ăsta mai răblișcă. Bine, răblișcă. E ok, adică merg toate jocurile. Mă descurc, știi? Ok, fraților, nu știu cât timp are videoclipul ăsta pentru că eu am filmat 32 de minute. Sper să nu fie chiar 20 de minute. Sper să fie cât de cât ok. Deci, da, noi ne revedem în următorul episod, nu ne mai lungim. Dacă v-a plăcut acest Q&A, nu ezitați să apăsați acest buton de like, de subscribe și poate de share ca să vadă și prietenii voștri și noi ne revedem data viitoare. Așa că multă, multă baftă, fraților! Pa!